cam tremur, Nicule. Păi cam frig, dar tu ai dat drumul la centrală. Am luat izmene, că mă uscă factură la gaz. Nicule, am două vești pândrâșne, una bună și una re. Începe cu aia re. S-a făcut benzina 7 lei litru. Și aia bună? Vine Justin la Monțâda. Ah, mă, Justin Timberlake vine la Electric Castle. No, vor fi încântat să te-ani din Monțâda. Nu, pe. De ce? Au alt line-up muzical. Dar ce ascultă? Rock, hip-hop, indie, rap. Ah, și Justin Timberlake cântă muzică pop. Da, auzi, mă, pilule, oare cât o cere ăsta ca să vină în Bonțida? Nu știu, dar mai bine chema pe Gheorghe Turda că la cere 2500 de euro la o nuntă. 2500. Apropo, la nunta ta cine o cântat? Nu o cântat, s-o cântat. Socra. Socra? Yeah! De ce? Că ce cine are, că ce face ala, că bune mere, că bune umblă. În altă ordine de idei, pentru festivalul Antol de la anul s-au vândut deja 50.000 de abonamente. Sunt multe. Păi cum să nu fie multe, mă? E 139 de euro abonamentul, în condițiile în care, fii atent, nici nu știi cine o să urce pe scenă. Poate îl cheamă pe Gheorghe Turda. Să cânte. Ce te uiți la cei mei? Arcă-și, mă, coptile! Minune, pilule, minune, nu mai sunt cerșetor pe lângă biserici. Sfânta Parascheva cu minunea. Ce Sfânta Parascheva? SGR-ul? Dar cine e ala? Sistemul de garanție returnare. A, păi nu știu, că și la mine ca să cumbeau pălinca cu vin flaconierii și cu 40 bani o dau. Dau sticla cu 40. Și tu unde ții pălinca, mă? În mine? Nu? Bine, mă duc la ticăzală. Te duci la curățenie, ești fraier, mă. O inventat Elon Musk un robot care face curățenie, tunde gazonul și servește și băutură, mă. Nu-mi place că dacă servește, face concurență. Nu, dar e un robot bun, mă. Grijește copiii, vede de socră. Și cât costă? 30.000 de dolari. Cam scump. Bă, da, gândește-te că faci o grămadă de lucruri. Îl trec la întreținere sau la electrocasnice? Eu nu știu, dar la câți roboți apar, cred că o să înceapă și programul Rabla la roboți. O și început. Cu cine? Cu robotul de la Cotroceni.